Premierul desemnat Dacian Cioloș s-a întâlnit în dimineața zilei de ieri, 11 noiembrie, cu copreședinții PNL Alina Gorghiu și Vasile Blaga. După întâlnire, Alina Gorghiu a declarat că în discuții a existat o premisă foarte clară. Miniștrii vor fi oameni care nu au carnet de partid, vor fi specialiști. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la finalul discuției cu premierul desemnat Dacian Cioloș că sunt foarte multe reforme pe care viitorul guvern va trebui să le aplice, el făcând trimitere la legea educației, dar și la reforma administrativă, el precizând că este nevoie de recâștigarea încrederii în administrația locală și centrală, dar și de o reală descentralizare.